formalinde artículos escritos a partir de los libros de Marlene, habla de su entrega de luz, calizo y de luz, además, su cara está lanzando al sujeto un líquido, poco de nuestro, ni se ha de practicar. No ha un loco, el concepto de la entrevista, monetía de la ayuda. Y si el camarín entra, no habrá más de ya animal, ni menúe este masuno de ya indicarse, cumple la certilla de indicarse con su certilla, aparato con tres días de vida, de Cristo, no más, che y calla, se fue, au, participar la parte de la vida, a generar un dominio o se separa del próximo emprendedor. Și aceia însă, care încă mai au capacitatea de gândire și pot să dea un sfat, avem mai ei sunt în măsură. Iar eu îi privesc chestiunea așa. Am discutat-o noi acum la ajuns, n-a fost vorba să fie lăsată pe seama niciunui alt bărbat. Vrenic s-a mai pusit vrenic. Nu s-a vorbit altfel nici despre să rămâne cineva în situația de a dirija o operă ca aceasta a iudului, care de altfel și depășește și viața noastră spirituală și viața morală și viața creștinii ortodoxe, pentru că aici nu mai este vorba de niște oameni, aici este vorba de sfinți, de martiri, care depășesc granițele acțiunilor astea. Aici este vorba în sfârșit de martirii întregii creștinătăți europene și al dumnezească. Pentru Sfântul care trăiește în Rusia, care trăiește în Vasara sau în România. Ceea ce este un sfârșit, o merit a acestui natun de telefonul s-a născut acest mare om de valoare. Dar asta nu înseamnă că el rămâne aici, pentru că rugăciunea este pentru toată lumea care îl face. Și pentru unii, și pentru alții, și pentru buni, și pentru răi, și pentru trădători, și pentru sfinți, și pentru toate însă și manifestări la creștini. Dar când privește așezarea unei biserici și socotești că, într-adevăr, discuțiile astea au loc, dar nu din partea celor din Hristos, ci în partea răilor epoietori care apoi de la început răi și rămâne deci anul în pentru că diavolul nu se schimbă, rămâne în aceeași înțelegere de rotație și luptă vorba de lui. Astfel, dacă avem discuțiile acestea între noi, în sfârșit, și se produc atâtea lege, nu sunt altceva decât oarecum opera lor destructivă. Și noi nu ar trebui să fim furați de așa înșelăciune diabolică, și ar trebui să rămân în armonia noastră, în tendința noastră de bine, ca lucrurile să meargă mai departe în realizarea acestei mari opere din structură, așa, teologică, morală și ortodoxă, din Dumnezeu. Biserica de la Iud nu este o biserică oarecare, nu este o biserică de parohie și acolo, când vorbim despre biserică, apoi ea trebuie să rămână însușită pentru viața sufletească a omului, a creștinului. Biserica nu este supusă curentului politic sau îndemnului politic sau ajutorului politic, nu. Pentru că biserica este curată, nepătată înainte de Dumnezeu fără prihană și de aceeași ajutoarele care se dau aici, este violet curată și fără pătimire și fără intenții decât cumva pentru cinstea și ridicarea neamului nostru, al martirilor noastre și a celor care urmează încă să mai trăiască cu aceste gândiri creștine ortodoxe. La Iud nu au fost într-adevăr numai legionari, au fost tineritul nostru, au fost generații noastre din 1948-52, până în 1964,
că au intrat în pușcărie și unii care înainte, cu câteva ore, așa au intrat, au fost încarcerat și s-au dat drumul imediat, intrând în decretul din martie 1964. Deci așa și ce sunt eroi, sunt machiți, sunt oameni care s-au angajat cândva. Că au venit ceasul la 9, la ceasul la 2, bă, economia de Dumnezeu și pe aceea dar tot fac. Vlad sau după vorbine al Dumnezeu. Și de aceea aș lăsa un cuvânt cu toate seriozitatea. Să nu mai primiți nimic tot ce îi apare în slujbă privire la această operă mare de structură ortodoxă latină, decât numai cei ce îndrășuți publică din partea noastră cu toată